Salutare, Paș și Suror, bine ați venit la un nou video pe acest canal Actualitatea Ortodoxă. Și astăzi voi vorbi despre un subiect foarte bine plăcut mie, și anume unitatea și comuniunea. În ultimii 27 de ani, România, din păcate, am suferit la acest aspect, din punct de vedere al comuniunii între noi și al unității. Din păcate, românii, în general, sunt dezbinați. Nu mai vorbesc de tineretul acesta care... alții sunt atei, unii sunt ortodoxi, autentici, alții sunt așa și așa, ceilalți sunt, mă rog. În primul rând, motivul acestei dezbinări este, în primul rând, că noi ne-am îndepărtat de credință. Am devenit așa prea superficiali. Și cum să vă spun? Și grijile lumești ne-au acaparat foarte mult mintea și la fel și supărările din viața de zi cu zi și faptul că suntem conduși de niște politicieni care n-au nicio legătură cu credința ortodoxă și cu România, au făcut ca noi să nu mai avem spiritul acela pozitiv în noi și pozitivismul nostru ca ortodox, ca așa și autenticitatea noastră. În ultimii ani, Biserica Ortodoxă Română a înființat și a dezvoltat o rețea largă de misiuni filantropice, de voluntariate, de simpozioane, așa, unde au participat foarte mulți tineri. Biserica Ortodoxă Română lucrează foarte mult cu tineri. Noi suntem, din păcate, tineretul autentic ortodox, suntem minoritari față de cât trebuia să fim. Adică, eu am citit foarte mult și statistici care arată că 25% din tineretul român merge foarte des la biserică. 19% se spovedește des sau foarte des. Mă rog, doar 20 sau 30% consideră asta virginitatea ca pe o virtute. Eu zic că sunt statistici destul de bune față de cât ziceau alții că abia nu știu cât la sută, 1% sau 2 mai sunt credincioși cu adevărat. La biserică când merg, de fiecare dată când merg, văd foarte mulți tineri. De asemenea, am și cunoscut câțiva și sunt persoane într-adevăr care îl caută pe Dumnezeu și îl lau pe Dumnezeu în ele. Problema este însă că românii sunt prea împărțiți, sunt prea diversi. Exact ce a avut Uniunea Europeană, diversitate. Suntem prea diversi, unii sunt așa, alții așa. Diversitatea cam face rău, pentru că nu putem să ne unim, nu, adică sunt niște limite ale unității când vine vorba. Nu poți să fii unit cu un musulman sau cu un catolic sau cu un sectant sau cu un ortodox de ăsta care înjură, adică că foarte mulți ortodoxi în România înjură, au această, sunt pro-avort, sunt decurvari, sunt ultra-toleranți cu ăștia, cu musulmani și cu homosexuali. Sunt moderni, nu știu ce, cu tare și cu tare. E bine, nu poți să fii unit cu ăștia. Deci unitatea se poate face numai când acea comunitate sau acei oameni au puncte în comun, au puncte de vedere comune. Adică, suntem ortodoxi, și ăla e ortodox, și ăla e ortodox, da, poți fi unii. Și ăla e de acord cu ceva, cu ce sunt eu de acord, toți suntem, și așa poți fi unii. Dacă toți au discernământ, cei care vrem să facem acea uniune, toți suntem, putem să fim unici. Însă, unitatea, cum spune ăștia, Uniunea Europeană nu e bună. De exemplu, unitatea asta a țărilor nu poate fi unitate, pentru că fiecare țară are credințe, are, mă rog, concepția ei. Singurele țări cu care am putea să fim uniți, sau am putea să facem Uniunea Europeană de Est, este astea, România, Bulgaria, Serbia, Grecia, Ucraina, așa, Rusia,
asta, Belarus și astea. Să nu credeți că eu sunt rusofil. Eu nu știu încă azi. Eu nu mă interesează politica actuală rusească. Mie mă interesează Rusia aia. Ortodoxă, cu adevărat, rușii aia care erau ei odată credincioși ortodoxi, nu bolșevici și caghebiști. Credeți-mă, caghebiștii și rusofilii actuali, adică așa, sunt egal cu progresiștii și moderniștii din Uniunea Europeană, din Occident. Deci, credeți-mă, asta și unitatea, singura unitate adevărată, după părerea mea, este în Dumnezeu. De aceea noi românii, acum trecem la planul la țara noastră, la noi înșine, trebuie să fim uniți. Ce înseamnă să fim uniți? În primul rând, să nu mai avem ură, să nu mai urăm pe ceilalți, indiferent, chiar dacă să zicem ce aș, să cerem să înțelegi și dacă vrem, totuși, chiar dacă omul ăla este agnostic sau ce este, dacă vrem să îl aducem în unitate și pe ortodoxi și ceilalți, iată, când îl aducem în unitate, să nu mai avem prejudecăți. Pentru că, din păcate, televizorul ne-a îndoctrinat cu anumite prejudecăți. Fetele, toate femeile sunt curve, toți bărbații sunt răi și violenți și misogini și nu știu ce. Copiii sunt vagabonzi, tinerii nu știu ce, nu mai cred în Dumnezeu, gata, credința s-a distrus. Nu. Într-adevăr, românii, din păcate, s-au cam îndepărtat de credință. Tocmai din cauza televizorului. Și a internetului, nu? Pentru că internetul sunt niște pagini de internet care promovează abuziv ateismul și agnosticismul și ultratoleranța occidentală. Deci, dacă noi vom scăpa de prejudecățile astea care se numește ură, stresul ăsta al bănuielilor, că ăla e așa, că ăla e așa, numai atunci vom putea să începem, să încercăm să ne unim. Trei dintre toate, ca să poți să-l critici un om, să poți să-l judeci, trebuie să-l cunoști. Și dacă, deci trebuie să ne cunoaștem între noi, nu mai trebuie să ne dezbinăm, pentru că și am observat o anumită îndepărtare a oamenilor față de misiunea lor și de dorința de unitate. Am văzut că oamenii sunt cam distanți, așa, adică foarte greu să te unești cu ei. Și asta este problema noastră. Și, din păcate, duce lipsă și de preoți povățuitori mai mari, cum erau înainte, Iustin Pârvu, Părintele Iustin Pârvu, Părintele Cleopa, Părintele Arsilie Boca, Părintele Arsilie Papaciuc. Văzusem un videoclip despre Macedoni, adică a români și ce înseamnă Macedon sau română. Ei bine, a românii sunt, cum să spun eu, diamantul României. Ei sunt foarte uniți, sunt foarte credincioși față de noi, sunt oameni care țin la copii, la tradiție, la fel. Femeia și bărbatul se iubesc, nu, bărbații de acolo nu-i vezi, bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, sau așa ceva, nu o să vezi niciodată. Deci a românii sunt un model pentru noi. Părintele Arsilie Papacioc a fost a român. Simona Halep, care este numărul 1, a fost a româncă, este a româncă, Gică Hagi și a mulți alții și mulți mari oameni ai României. Și vreau să copiem puțin modelul lor. Chiar și țiganii. Mie nu-mi plac țiganii, nu am așa. Eu, sincer să fiu, consider niște oameni inferiori, deoarece sunt multe chestii care nu-mi plac la ei. Dar ei sunt un model. Din punct de vedere al unității, sunt foarte uniți. Dacă un țigan este atacat pe stradă, toți ceilalți iau apărarea, toți țiganii. Deci este un lucru foarte important. Din păcate, noi românii suntem foarte indiferenți. Mai mult ne uităm numai la noi înșine, suntem prea egoiști. Tocmai că noi trebuie să, în primul rând, să ne uităm în adâncul nostru, să ne adâncim un pic în noi și să nu mai avem atâta ură, să nu mai ne exteriorizăm, adică ba da, trebuie să ne exteriorizăm, dar nu trebuie să fie egoismul nostru. De aceea am alocat acest episod pentru acest subiect numit unitate. Ca să te unești cu cineva, primul rând, trebuie să aibă puncte de vedere comune cu tine. Și punctele de vedere comune, primul rând, punctele tale de vedere, trebuie să ți le formezi în biserică.
după Sfânta Evanghelie, după Scriptură, după cărțile Sfinților Părinți. Bineînțeles, și după experiențele tale proprii, așa, dar primul după biserică. Ei bine, pentru că sunt multe chestii care din păcate ne îndepărtează. Unul ține cu Steaua, altul cu Dinamo, altul cu nu știu ce, cu Real Madrid, altul cu Barcelona, altul cu Ronaldo, altul cu Messi. Unul e cu, știu eu, un anumit tip de joc, altul e cu un anumit tip de joc, altul e cu o mâncare, așa, și se înjură pentru chestiile banale, mai frate. Pentru fotbal, pentru chestii care nu contează. Așa, de, da, una e să, să zicem, să dezbatem teme și să decertăm un pic. Băi, eu vreau să, familia bărbat-femeie și îl critic pe ăla care vrea să, doi hobalăi în România. Nu? Așa, da, să decertăm pe teme foarte importante. Sau faptul că unul e cu PSD și altul e cu PDL, iar și lui bine. Pentru că, deci, atenție, ideologiile politice de, nu, partidele politice de dezbiră. E bine, noi românii n-ar trebui să mai susținem partide politice. Noi ar trebui să susținem, în primul rând, oameni. Și oameni, după părerea mea, actuale oameni care sunt acolo nu au ce căuta. Nu avem nevoie de oameni noi, nu avem patrioți. Și, din păcate, nu apar asemenea oameni. Singurul om care ar merita să conducă România, după părerea mea, este Patriarhul Daniel. Și părintele, mai sunt duhovnici ăștia, părintele Calistrat, părintele ăsta, cum îl cheamă, de la părintele Rafael Noica, părintele Ciprian Grădinaru, cam ăștia ar fi care ar merita. Mai e cât un Mihai Neamțu, cât un ăsta, Maria Munteanu sau Gigi Becali, da, ăștia ar merita să conducă România, pentru că sunt oameni patrioți, oameni care ești, dar dacă n-au suport material și nu prea sunt susținuți de o culta străină, normal că nu ajung ei la putere. Da, acesta este videoclipul meu despre unitate și sper că ați înțeles ceva. Vreau să ne unim, așa că dați share acestui video, abonați-vă, dați un like și haideți să creștem, hai să promovăm ortodoxia, haideți să... Că am văzut, de exemplu, canalul la Unitatea. Băi, Andrei Talmașule, felicitări! Frate, ai făcut 2000 de abonați, bă, chiar 2000 și ceva de abonați, așa, ești cel mai tare. Sper să ajungi la 100.000 de abonați, să dea Dumnezeu să ajungi, că ești un într-adevăr, un YouTuber cu adevărat. E bine, mult succes, Andrei Talmaciu, sper să ne vedem la Iași, că am auzit că tu vei fi la Iași pe 14. Poate reușim să ne întâlnim și ar fi frumos să ne întâlnim, să vorbim, să ne cunoaștem mai mult față în față. Deocamdată doar așa, de prin intermediul internetului ne cunoaștem, prin intermediul YouTube-ului ne cunoaștem, dar acum sper și în realitate. Ei bine, mă bucur că există astfel de YouTube în România. Abonați-vă și la el, cei care nu sunteți abonați, și promovați, să ne promovați-ne și pe mine, și pe Andrei Talmaciu, Unitate, așa se numește canalul. Ăsta și fac și o promovare acum. Sau o să mai fac promovare odată ce ajung la mai mulți abonați, să mai fac promovare, Andrei, că tu ești cel mai tare, tu ești YouTuberul care chiar merită să crească. E bine, cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, un subscribe, cum am mai spus, și în slujba crucii și alaul românesc, acum copiez pe Andrei, pe maciul la exit, la încheierea videoului. Deci, scuze, Andrei, da, așa. Deci, în slujba crucii și alaul românesc, să fim uniți și vom birui și Doamne ajută, v-am pupat. Doamne ajută.